Ciobotariu demonstrează că nu își bate joc de meserie. Mie îmi place foarte mult Ciobotariu. Nu el, nu e să iasă el în evidență, să, nu știu, dar mi se pare un băiat destoinic pe care te poți baza. Categoric. Adică dacă aș rămâne cu Ciobi pe insulă pustie, nu mi-ar fi teamă. Dacă ai fi patron la echipă de fotbal, ai pune antrenor și nu ai da afară după 5 etape. Nu, după 2 l-aș da afară. Ca da. Să simtă și nu, el, nu, să vadă și el. Zile, dacă are timp să joace 2 meciuri, nu? Mai înțeles? Păi nu, nu, să simtă și Ciobi cum e, mai înțeles? Deci, acest mountain rus din Superliga, da? Ce ai cu el? Cum? Nu, nimic. Că te uiți în spate și vezi că Asea Târgu Mureș era să ia campionatul, a fost la Goratare. Doamne ferice, ce zăm cu el? Eu râd, că mai înțeles? Știi că Dinamo ultima oară pe locul întâi în campionatul României a fost cu Ciobi. Da, nu mai știu, nu mai țin minte. La Voluntar s-a dus, a făcut treabă. La Sepsi acum a luat și el Supercupa. A mers, a trecut de tururi preliminare cu echipe mai bine cotate, unele dintre ele. Acum, chiar Sepsi are nevoie de antrenor, pentru că de la o diferență de asta de lot, exact, aici. Diferența o face antrenorul sau stafful, mă rog. Da, stafful, no, antrenorul cu stafful, acum știi cum e, nu el singur, normal. Cu stafful lui. Așa da. Cum dacă lucrurile se întâmplă invers la Faro, adică n-aș vrea să întâmple invers, tocmai pentru că este acolo, este pe bancă Gică Hagi și la un lot de 21 de milioane versus 8 milioane, trebuie să meargă mai departe și eu zic că va merge mai departe și am încă un reper. Acum câțiva ani, 2, 3, 4, mai țin minte, CFR Cluj, ca să intre în grupă, a dat de Cup Scupio, care era campioana Finlandei și a scos-o fără niciun fel de problemă. Adică a scos-o fără emoții, ba, le-a mai luat și un jucător după vreun an pe Boateng, că Nana Boateng era mijlocașul lor, jucător care chiar a arătat cel mai bine de la Cup în momentul ăla. Da, ți-am zis, mie îmi place Ciobi. Dacă stai să iei CV-ul, chiar are performanțe. Adică dacă stai să iei CV-ul. Eu vorbeam, uite, îți dau un exemplu, da? Vorbeam cu vreo, nu știu, 3 luni, 4 luni, ceva de genul, vorbeam cu Mititelu. Și tot vorbeam de antrenor și așa am zis, bă, băiatule, vrei să faci performanță? Iar pe Ciobotariu, dar ține-l pe Ciobotariu, lasă-l jumătate de an pe Ciobotariu. Adică mai înțeles? Treabă. Și lasă-l să-și facă treaba, mai înțeles? Și atunci Mititelu, cel puțin verbal, înclina să-mi dea dreptate. Deci chiar înclina să-mi dea dreptate. Ba da, mi-a zis că da, că îmi place foarte mult, că e antrenor, zic, da, știi cum e? Problema la tine, zic că tu nu-i lași. Asta este problema, știi? Îmi dau seama. Înțelegi? Ceva cu Ciobi. Deci, atenție, atenție, ca să ne înțelegem, da? Este Ciobotariu are peste 20 de meciuri consecutive are fără 24. Înfrângere. 24, da? Numărat, da. 24. Este neînvins, deci țineți-vă bine. Ciobotariu, țineți-vă bine. Este neînvins din 20 februarie, da? Și culmea, știi cine l-a bătut, nu? Mititelu. Păi de-aia nu l-a pus. De-aia nu l-a pus Mititelu, da? Mă, ce noroc a avut Ciobi. Da, de asta zic. Mă auzi? Florine, norocos Ciobi ăsta. Eu știi ce cred eu de Ciobotariu? Eu cred că s-a lăsat în vis de Mititelu, de frică să nu-l pună Mititelu antrenor. A zis, lasă-mă, mai bine pierd meciul. Înțelegi? Deci Ciobi are 24 de meciuri fără înfrângere? Da. Din 20 februarie? Băi, oameni buni, vine mai puțin și vine Crăciunul. Sunt 14 la voluntari sau 13 la voluntari și 10-11 la... Și asta în contextul în care a jucat și în Europa, că și asta contează mult. Cum? Da. În contextul în care a jucat și în Europa, că zici că în campionat, na. Acum, înfrângerea va veni, că nu s-a născut echipa care să nu fie învinsă deocamdată. Momentul este foarte important. Când vine înfrângerea? Uh-huh. Adică acum n-ar fi bine să vină înfrângerea. Și mi-amintesc asta de când am scris cartea și am vorbit cu personajele din perioada aia a Stelei și am vorbit cu generalul Gavrilă și ei au avut o serie de 107-108 meciuri fără înfrângere, da. La 3 campionate și spune, știam că va veni înfrângerea, era inevitat, trebuia să se întâmple. Un singur lucru nu vroiam să se întâmple, să ne bată Dinamo. Și înfrângerea a venit pe Ghencea într-un meci cu Dinamo, 3-0 le-a dat Dinamo pe Ghencea, Dinamo echipa lui Mircea Lucescu. Bine, ce echipe erau atunci, dacă citești acum componența celor două echipe, îți dai seama ce fotbal am avut. Dar a venit chiar cu Dinamo. Eu aș vrea ca înfrângerea lui Ciobi să nu vină cu Bodoglimt. Da. Corect, din punctul ăsta de vedere îți dau dreptate 100%, dar incredibil, bă, din februarie. Hă? Da, ți-am spus, eu am încredere în ei și în Ciobotariu și în Hagi, că o să meargă mai departe.
Doamne. Da, mi se pare, ți-am zis, mi se pare incredibil. Plus că mai e ceva, Florine, mă uitam, Sepsi e o echipă, cum să spun, foarte, foarte echilibrată, știi?